Bună dimineața, prieteni! Bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia, suntem la masă. Bună dimineața la tine! Servim micul jun, orez de ăsta vietnamez. Sau cum se cheamă? Foarte bun! Orez sălbatic, cartofi din Africa de Sud. Le faci tu, ultimul timp. Roșii din... Malaezia. Din grădină sălbatică din China. Da. Chinezii nu mănâncă roșii. Cum nu? În primul rând, mănâncă sushi. Sushi? Sushi cu... Poftă bună tuturor! Poftă bună, David! Eu am mâncat deja. Da? Ce-ai mâncat? Dar de acum îmi spui poftă bună. Prieteni, acum mâncăm să prindem putere, că după aia avem de lucru. Să mergem la muncă. Gardul. Da, mergem la muncă să vopsim gardul. Și trebuie să prind putere să mănânc puțin. Și să putem să vopsim. N-avem nici apă să ne spălăm. Gata. Zi de ce n-avem apă. N-am plinuit ca niciodată. Poveste lungă, a rămas fără apă, prieteni. Suntem vai, vai, vai. Ia-ți dimineață, fac omul la el și... Hidroforul, cred că au pus farele gura pe el. De la nu trebuie să-l arăți când l-am cumpărat. Nu trebuie până arătat, nu puneam în pământ acolo. Gura lungă. L-ai arătat, l-ai făcut, gata. Gura lungă. Trebuie să spui pe toată lumea pe el acum. Da. S-au mirat de el. Da. Asta este. Să-i ziceai bebeluș. Da. Asta este. Haideți să mâncăm și revenim, prieteni. Prieteni, înainte să mergem zi, să vopsim gardul, mergem puțin. Spune că am fost la mașină. Păi am fost la mașină asta, am uitat să... Mașina e bine tot pe locul ăla. Adică nu s-a apucat de ea încă nimeni. E totul în regulă, totul ok cu ea. E acolo. Bine că e acolo, dacă nu mai era. Ce să mai mulirez? Și pentru mașină și pentru hidrofor, gata. E belea cu mecanic. A căzut și mașina pe mine acum și hidrofonul pe mine. Hai să vedem dacă e poarta deschisă, dacă nu merge în poarta la altă, să o sun. Da, măi, prieteni, și am venit puțin până la bunica Mioara, că n-am venit de mult. Am venit să-i lăsăm ceva. Da. Și am zis să venim să trecem pe aici. Pe ce, închid poarta asta? Dă-te la altă. E numai ce lucru pe aici. Păi stânga, mă, și o ține de fetița aia mică. O ține închisă. Ia, pe aici? Da. Stai sus. Ia uite câte case s-au construit pe aici. Uite aici, am luat ei pământul ăsta. Ăsta? Da, și ăsta. Bă, e mișto. Jos, că mai... Cai să nu. Hai, mi-ți stai, mă, hai. Mergem acolo? Hai, dar nu stăm. Hai, nu stăm, hai de 2-3 minute. Că tot am venit. David. Da. E și Davidescu cu noi. Vine ploaia cu dolari, mamă. Așa era bine. Eu ce credeți, am ieșit din casă în crocs. Mi-am scos crocs și la plimbare. Mi-am luat ciorăpei groși ca să mă apuc de vopsit. Să nu îngheț. Ia uite pe bunica. Am venit și noi în vizită. Bine a venit. Bună ziua. Până la mașină, să vedem cine o mai face. Ce să faci? Și tu, băiatul meu al mare. Cine o mai face mașina aia? Cine o mai hai face? Hai să te pun și pe tine. Hai. Să te răciți, mamă. Pe mine mai văzut, băiatul. Răciți, hai. Suntem toți, mereu. Hai. Ce mai faci? Ce să mai fac pe tine, tot bună. Ia uite, Grisie, de asta trebuie să spunem și noi în bucătăria lui. E mișto. Că și stai acolo pe mine m-a plictisit. Păi, te-ai dat să vezi cu... Păi și, da. A, da, cum am dat eu la Pitești. Și dai? Mișto culoarea. O dai cu mâna, așa. Dar ai făcut tomograf ceva. De doare cap, ai făcut tomograf. Mâine am programat să mă... La tomograf? Să duce cu sica. La un doctor, la un... Păi da, trebuie să-ți facă tomograf. Păi eu știu ce-mi face. Cred că-mi face tomograf. Sau remene ceva, ca să vadă ceva, să n-ai ceva. Se facă să duce sica. Hai să mă pun să mâncați. Merge sica cu ea? Nu mâncăm. Merge? Sica. Sica, merge.
Să vorbesc cu el, nu mai mi-a dat telefon, nu mi-a mai venit. Poate nu merge, eu știu ce face. Mamă, ce eu intr în cap. Domne. Și noi încurcați cu oamenii acasă, ce e acolo, îi domnul. N-ai că am șorbă așa de varză, găină. Am mâncat. De ce nu mâncați? Am mâncat. Și la mine nu vreau să mâncați. Idofonul, n-a... Gata, am plecat de la bunica. Ce nu vreau făcut? Nu, aici arde ceva. Cred că fac grătar. Cred că grătar cu atâta foc. Cred că fac grătar cu... Foc, aici e cam rău cu drumul. Cu niște cabluri. Oh, cal, uite. Oh, că se sperie, oh. Uite că căluțul. Lasă-l, dar vinul deschide ce am putem mănâncă. Ăsta e amunul zrupața, n-a ăsta e căluța. Uite ăsta. Pune văzut calul, ăla e. Ăsta deci calul ăla o să ia muluzul lui patroana. Păi da, dar ce de bani calul ăla? Da? Te domnești cu omul înainte și vine și vede câte căruță sunt, îi dai bani și omul își încară singur, încarcă el. Păi nu-i treaba el și îl încarcă, e treaba lui unde îl aruncă. E bine, și cam cât costă? A, câte căruță, să faci un calcul așa, să vină el să vadă câte căruță sunt, știi? Și să descurcă omul. Nu te pune să încarci tu nimic. El. Îl mai ia un băiat, o ia pe nevastă. Bun așa. Mergem acasă acum? Mergem până la magazin, că după aia nu mai ieșim dacă ne umplem de vopsea. Păi da. Ce să mai luăm? O pâine, două. Dar mai e cojile. Am mâncat cartofi prăjiți să mă îngraș. Salată, orez am mâncat. De nu mai vreau să mi-am mâncat. Asta e, trebuie să rap de acum un pic fără apă. Fără mașină. La magazinul ăsta vrei? Nu fi deschis. E deschis, bă, da? Nu. Că la altul nu mă duc, că nu sunt îmbrăcată de oraș. Și eu sunt în Crocs. Tu ai pastile pe drumul ăsta. Ce, antibiotic? Păi mai am două pastile pe acolo. Și așa, am dereglat orele de ieri. Păi două de când zici că ai două, dar tu le-ai... Păi mai iau una, acum una la noapte și gata. Păi și dimineața mai zile. Că nu mai iau. Doctorul meu și așa e să nu mai iau. Păi și cum aștept să-mi trec infecția? Nu înțeleg nimic. Hai să ajungi. Trebuie să mai bag țuică de aia. Mă uitai să dau. Vezi? Am luat de la Luciu, palincă de ei foc, dacă avem, vezi. Avem, aveam și un bar. Aia de la Luciu e bună. Ai cerut odată, dar am uitat. Și ne-a... Nu fi deschis la magazinul ăla? Ne-au acuzat prietenii tăi de pe YouTube, au zis, da, antibiotic și bezi palincă. Păi să clătim gura cu palincă, mă, prieten, avem nu mai voie. Nu iau niciun lapte, trebuie să iau un lapte lui Oale, dar ce să mănâncă lapte, ia să vin grebe la urmă. Păi și acolo biștura n-are? N-are, las că n-are iaurt. Lasă acolo de lapte cu biscuiți, cu cireale, că nu face bine. David, îți place mâna Strehaia? Mhm, mi-a săturat de oraș de aglomerație. Da. Îi place aceea. Aici nu sunt semafoare, din cauza la semafoare e aglomerație. Da, hai să punem semafoare, vrei? Nu, Doamne ferește, ca să nu mai stau eu la Strehaia. Da. Aici unde e frumos. Da, e mai frumos ca la București, vezi? Pe cine așa? Păi da, dar la București... Orine, dacă e închis, nu mai mă duc în altă parte. Da, măi, prieteni, și ce să mai zic? Începem cu gardul, fraților, am emoții mari de tot. Chiar am emoții de la gard. Doamne, doamne. David, ce părere, ce părere ai că vopsi în gardul din nou? Păi și eu o să am voie să vopsesc. Da, și tu. Ah, ok. Îți place? Da. Dar, tati, eu am o idee. Zic. Vreau să că... Poate... Dăm, avem noi un noroc. Să găsim galbenii lui patroana. Păi o să supăm din curte, să facem toată curtea. Vrei? Da. Dar eu zic pe lângă casa mică, că aia e casa lui patronul. Da, și casa mare, da. Eu cred că a pus galbenii undeva pe lângă casa mică. Vedem. Dacă sunt ascunși și căutăm că ne ajungem acasă. Hai, revenim de acasă, prieteni. Prieteni, am ajuns acasă. Și ne-am echipat. Nu știu, iau geaca neagră, o murdărez definitiv, să nu mai zică prietenii că dorm în ea, că fac mâncare cu ea. Și o arunc și gata. Cum mai e? O arunci? Fă cu aia neagră. Și asta e alta. Nu cum zic ei că am aceea geacă. Am două, trei. O iau pe aia pe mine, o murdărez ca lumea de boxea și gata, nu? Da, mami, m-am pus pe scaun, dacă... Te-ai pus de... Se murdește vă uscaunul. Păi nu mai se ia, că s-a uscat.
Ia uitați, eu mi-am luat trainingul de muncă, echipamentul. Să-mi iau și o grătare. Tot în regulă. Nu știu dacă se vede, este echipamentul meu ultimul tip. Vopsit de Coco Chanel. Și acum mai fumez și o țigară și dăm bătaie. Începem acțiunea. David, o să începem acțiunea. Unde ești? Aici. Ce părere ai? Cum ce părere? Cum? Ei, o să începem în cazul. Păi da. Deci așteptăm să se echipeze și mama, să că vine fumul de la asta. Și mergem, cam frig afară, cam bate vântul, dar asta este. Merge și așa, dăm înainte, nimic nu ne poate opri. Așa că, prieteni, ce să mai zic, încheiem filmarea asta, vă pupăm, vă dorim o zi minunată și ne vedem mai târziu, când începem lucrările. Mama, salută prietenii! Le mulțumim și le dorim o zi frumoasă. Ce să mai zic? Hai, pa!